Să presupunem că suferi de anxietate socială. Ei bine, cum se manifestă această anxietate? Mergi la o petrecere și ești foarte agitat. De ce? Pentru că acea petrecere este un monstru, pentru că acolo ești judecat. Și astfel ești coborât pe scara ierarhică a dominației sociale, pentru că asta înseamnă să fii judecat. Faptul că ești judecat îți scade stima de sine aproape de zero și în consecință îți reduce atractivitatea naturală. Așadar, vă confruntați cu balaurul haosului atunci când vă loviți de o astfel de situație socială. Și ce faceți în acel moment? Vă inhibați și nu mai dominați situația. Desigur, nu este sfârșitul lumii, dar nu veți ajunge prea departe. Da, este firesc că atunci când ești în fața unui tiran să adopți o poziție defensivă, să-ți fie frică de orice contact vizual, să te închizi în sinea ta, să-ți pleci mereu privirea. Iar în mintea ta are loc o adevărată bătălie. Oare ce cred oamenii despre mine? Fac ceea ce trebuie? Arăt cumva ciudat? Cât de ridicol sunt? Urăsc să mai stau aici? Vreau să plec? Totul e doar despre tine. Te gândești doar la tine. Gândurile tale încep să fie confuze. Ochii tăi nu mai văd nimic. Ce îi vom spune unei astfel de persoane? În niciun caz nu îi vom spune nu te mai concentra asupra ta, pentru că nu va fi capabil. E ca și cum i-ai spune nu te mai gândi la un elefant alb și tot ce îi va veni în minte va fi un elefant alb. Nu-i poți spune cuiva să nu se mai gândească, pentru că este prins într-o buclă. Ceea ce trebuie să faci cu cei anxioși din punct de vedere social este să le spui să fie atenți la alți oameni, să-i privească. De ce? Deoarece dacă îi privești, îți poți da seama ce gândesc. Doar dacă nu ești complet trup de societate, și unii chiar sunt, unii oameni nu au abilități sociale. Iar motivul pentru care nu merg la petreceri este că nici măcar nu știu să se prezinte. Nu au fost niciodată învățați cum să se comporte. Și aceștia sunt candidații perfecți pentru psihoterapia comportamentală, deoarece astfel îi ajuți pe acești oameni să înțeleagă importanța adaptării la viața socială. Majoritatea nu sunt așa, au abilități de comunicare, chiar dacă sunt introvertiți cu un nivel ridicat de neuroticism. De obicei se descurcă într-o discuție față în față. De ce? Deoarece își privesc interlocutorul, așa cum vă privesc eu pe voi. Iată un sfat privind comunicarea cu un grup de persoane. Nu vorbiți niciodată întregului grup. Acesta trebuie să fie inexistent. Concentrați-vă asupra unei singure persoane, care să reflecte întregul grup pentru voi, pentru că sunt cu toții antrenați în discuție. Dacă te vei uita la o singură persoană, aceasta îți va transmite ceea ce gândesc toți ceilalți. Și știi cum să vorbești cu o singură persoană, pentru că este ușor. Așadar, de îndată ce te concentrezi asupra altei persoane, nu asupra ta, mută-ți atenția spre exterior, folosește-ți privirea și începe să privești, astfel toate mecanismele automate vor intra în funcțiune și nu vei mai fi inhibat. Deoarece dacă vorbim și eu mereu îmi plec privirea, nu voi ști ce vrei să faci în continuare și voi crea un obstacol în comunicarea noastră. E ca și cum aș cânta la un instrument muzical și aș greși mereu notele, iar motivul este că nu sunt atent. De aceea ochiul atotvăzător se află în vârful piramidei. Deoarece cheia care vă permite să câștigați în toate tipurile de dominație este privirea. Atenția este foarte importantă, este esența tuturor lucrurilor. De aceea egiptenii îl venerau pe Horus. Horus a fost ceea ce l-a salvat pe Osiris din adâncuri. Este vorba de capacitatea de a fi atent. La ce să acordați cea mai mare atenție? La ceea ce emisfera voastră dreaptă vă semnalează ca fiind ceva neobișnuit. Vă atrage atenția spunând, e ceva în neregulă aici. Voi însă vă întoarceți privirea. Greșit! Dimpotrivă, trebuie să vă uitați într-acolo, să priviți problema. Nu trebuie să vă fie frică de ceea ce nu este în regulă, deoarece chiar dacă te poate speria, de acolo vei obține toate informațiile de care ai nevoie. De aceea e bine să discuți cu adversarii tăi, pentru că îți vor spune lucruri pe care nu le cunoști. Și asta e un lucru minunat, pentru că astfel vei începe să te dezvolți. Și cine știe, poate într-o zi vei avea nevoie de aceste cunoștințe. Poate că adversarul tău îți va evidenția greșelile și îți va mai spune o mulțime de alte prostii adevărate. Dar chiar și un singur lucru de-ar fi corect, reacția ta trebuie să fie următoarea. Da, mulțumesc foarte mult, voi lucra la acest capitol, voi încerca să nu mai fac aceleași greșeli. Și iată un alt motiv de a considera că frica, groaza, poate aduce după sine și lucruri bune. E ca și cum ar fi persoana care îți transmite un mesaj pe care nu vrei să-l auzi. Sunt de acord, e destul de greu, dar și viața e aspră.